Predicarea este ceva extrem de personal. Predicarea este ceva extrem de personal mie și dumneavoastră ca și cei care ascultați. Predicarea este un mesaj, o proclamare a Cuvântului lui Dumnezeu într-un anumit timp specific, pentru un anumit popor și cu un anumit scop. Într-adevăr, ai putea ca să asculți un mesaj pe internet, ai putea ca să asculți acest mesaj pe internet. Și într-o oarecare măsură să fii zidit și să-ți fie de folos, dar în sensul că acest mesaj reprezintă lucrarea lui Dumnezeu, prin lucrătorul lui Dumnezeu, pentru cei care sunt prezenți aici, în această biserică, în acest timp, în aceste circumstanțe, ceea ce se întâmplă aici, în biserica locală, este deosebit de important și deosebit de special. Este bine ca să ascultăm predici și să citim alte mesaje și putem învăța din tot ceea ce este vestit, care este adevărat și care este după cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi are nevoie ca să stea sub predicarea și sub o slujire care este deosebită și specială, călăuzită de lucrarea Duhului Sfânt, de Dumnezeu, pentru noi în mod particular. În sensul acesta, predicarea nu este o revelație nouă, ci este o aplicare a revelației în circumstanțele nouă, în circumstanțele noastre. Dumnezeu se folosește de predicare în cadrul bisericii locale într-un mod deosebit, pentru a-și modela poporul, pentru a-și forma poporul. Și în acest sens este important ca să înțelegem că ceea ce se întâmplă aici este personal și este deosebit. Călăuzirea în predicare, de asemenea, vine în mod personal. De multe ori este un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru nevoile bisericii locale. Și păstorul nici măcar nu știe de ce a ales ca să predice printr-o anumită carte. Sau de ce Dumnezeu a hotărât ca într-o anumită dimineață să fie un anumit pasaj din care să predică. Dar biserica are nevoie de exact acel mesaj, de exact acea încurajare, de exact acea mustrare, de exact acea corectare. Sau, de multe ori, este o călăuzire care este pentru nevoile și pentru situația predicatorului. În primul rând, predicatorul trebuie ca să fie hrănit și afectat de cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată hrăni și ca să poată vesti un mesaj care să afecteze pe cei care ascultă. Dacă predicatorul nu este impactat, dacă păstorul nu este afectat de cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu este relevant și important pentru el, nu va fi important și relevant pentru dumneavoastră. În cazul acesta, decizia de a predica acest ciclu scurt prin Cartea Rut este una personală. Casey împreună cu Anca studiază Cartea Rut împreună. Și în zilele în care am fost plecat în concediu, Casey mi-a pus câteva întrebări din Cartea Rut și am povestit pe mașină un pic din Cartea Rut și m-am găsit apropiindu-mă din nou la acest text și am fost binecuvântat și înviorat din această carte. Și aș vrea ca să revarsă această binecuvântare peste dumneavoastră în aceste patru mesaje, să fiți înviorați și binecuvântați și voi. Și aș vrea să vă motivați prin acest ciclu scurt de predici, ca împreună cu familiile voastre să studiați această carte și să studiați alte cărți împreună. Predicile care vor urma nu vor fi deosebit de tehnice, nu vor fi deosebit de complexe. Mai mult decât orice, vor fi o relatare și o expunere a ceea ce spune textul. Până la urmă, predicarea nu este altceva decât proclamarea și expunerea cuvântului Dumnezeu și aplicarea lui în circumstanțele noastre. Ceea ce vreau să fac în aceste patru mesaje este ce ar trebui și ce puteți fiecare dintre voi să faceți acasă, cu familiile voastre, cu copiii voștri. Și aș vrea ca să luați aceste mesaje ca și puncte de pornire. Să mergeți acasă, după fiecare predică la masă, după fiecare duminică în timpul săptămânii și să parcurgeți aceste texte împreună și să extrageți din ele pentru fiecare dintre dumneavoastră bogăția imensă care este acolo. Vreau doar să vă dau o mică gustare, un aperitiv spiritual a ceea ce este prezent în bogăția acestui
text. Pentru a înțelege această carte, trebuie să începem întotdeauna, așa cum bine știm, cu contextul ei. Trebuie să înțelegem contextul și istoria cărții ca să înțelegem cum să amplasăm aceste evenimente, cum să le interpretăm. Cartea Rut este scrisă de un autor uman necunoscut nouă. Tradiția ne spune că ar fi fost scrisă de Samuel, dar nu știm acest lucru, este doar o speculație. De asemenea, nu știm perioada exactă în istorie când ea a fost scrisă. Este necunoscută nouă perioada exactă. Și de asemenea, sunt speculații care nu sunt deosebit de importante. Cartea este deosebită și prin faptul că este una din două cărți doar din Sfintele Scripturi care poartă numele ca și titlul a unei femei. Rut și Estera sunt singurele cărți care sunt numite după o femeie. Și în cadrul poporului Israel, cartea Rut era folosită în mod deosebit la sărbătoarea cinzecimii, la sărbătoarea Pentecostului, care era un fel de sărbătoare a roadelor, a mulțumirii, da? Care se practică și astăzi în România. Mulți din bisericile evanghelice din România încearcă să ne convingă că au preluat această sărbătoare din Biblie. De fapt, mie mi-este destul de evident că la fel cum am preluat Halloween și Black Friday și toate celelalte la americani, și asta am luat-o de la ei. Mă uit, ăștia au o scuză foarte bună să se îmbuibe și să mânce și să bea și nouă ne lipsește una. Când avem deja 365 de zile de sărbătoare în România, hai să mai inventăm una. Să mai fie 366 de zile de sărbătoare în România. N-avem nicio treabă în România sărbătoarea roadelor cu Biblia. Da? Are total altă problemă la rădăcină. În cadrul poporului, această sărbătoare avea ca și un text principal cartea Rut. Și este potrivit pentru că ideea de seceriș și ideea de recoltă este o temă centrală prin cartea Rut. Și era citită și studiată în mod deosebit la această sărbătoare în poporul Israel. Contextul istoric este de asemenea foarte, foarte important. Un detaliu care este important pentru a înțelege toată acțiunea care se petrece în această carte este să înțelegem cine sunt moabiții și ce este această țară a Moabului. Toată scena se petrece prin această mișcare geografică între Betleem, Moab și din nou la Betleem. Și dacă nu înțelegem, istoric vorbind, care este țara Moabului, cine sunt moabiții, de ce este important, va părea o istorie foarte irelevantă. Și ce dacă niște oameni s-au luat de la Betleem și s-au dus până la Cluj și au venit înapoi la Zalău și asta e, oamenii se mută. Dar în contextul istoric, această mutare geografică este deosebit de importantă. Și dacă nu înțelegem semnificația acestor lucruri, vom rata foarte mult din înțelesul acestei cărți. Moabiții erau descendenții lui Lot, prin împreunarea lui Lot cu fiica lui, cea mare. A fost un caz de incest, un caz de păcătoșenie gravă care a dat naștere acestui popor. Puteți citi acasă, voi sări peste acest text ca să avem mai mult timp pentru restul. Geneza 19, la 30, la 38, ca să vedeți felul în care acest eveniment a decurs. Important de înțeles și de ținut minte este că între poporul Israel și între moabiți există o dușmănie veche și foarte profundă. Da? Veche și foarte profundă. Moabiții sunt în cadrul acestei istorisiri priviți ca și antagoniști, ca și personajele rele. Iar poporul Israel, cel puțin din perspectiva poporului Israel, se consideră protagoniști. Ei sunt cei pozitivi, cei buni. Moabiții reprezintă tot ceea ce e rău, tot ceea ce e necurat, tot ceea ce e spurcat. Iar poporul Israel reprezintă sau ar trebui să reprezinte tot ceea ce e sfânt, tot ceea ce e pus deoparte, tot ceea ce îl reprezintă pe Dumnezeu. Este important de reținut această tensiune, aceste tipare care sunt prezente din punct de vedere literar și din punct de vedere istoric. Altfel, această mișcare geografică care se petrece nu face sens. Nu mare lucru. S-a terminat mâncarea în Betleem, s-au dus la mol să caute de mâncare. Da? Ce mare lucru! Este mare lucru când realizezi că Betleemul,
Da? Și poporul Israel și țara sfântă reprezintă pe Dumnezeu și Moabul este antiteza acestei reprezentări. Moabiții, așa cum ziceam, sunt tot ceea ce e rău în acest context, sau cel puțin reprezintă lucrul acesta, iar poporul Israel reprezintă tot ceea ce e bun, tot ceea ce este din Dumnezeu. Vom vedea că lucrurile acestea încep ca să schimbe, să se pună sub semnul întrebării. Poporul Israel întotdeauna a avut și are și astăzi această problemă, dacă o putem numi așa, cu Dumnezeu, că Dumnezeu își permite ca să aibă dragoste pentru cei în afara poporului Israel. Asta se întâmplă, apropo, și în cadrul evanghelicilor. La un moment dat, la fel ca și poporul Israel, credem și noi că harul lui Dumnezeu ne este datorat. Că dacă Dumnezeu ne-a ales, înseamnă că El n-are ce face acum, El trebuie să ne iubească. Și că dacă Dumnezeu cumva ar iubi pe altcineva, la fel ca și pe noi, sau mai mult decât pe noi, ceva nu e ok, nu e corect. Poporul Israel are această sindromă de a se considera exclusiv, deși vedem că Dumnezeu le dă dovezi încă de la începutul istoriei că planul lui Dumnezeu este mult mai mare decât doar un singur popor, ci este un popor alcătuit din toate popoarele, din toate neamurile, din toate limbile. Haideți să privim un pic scena în care ne aflăm. O să începem cu capitolul 1. Cum ziceam, fiecare mesaj va încerca să parcurgă un capitol întreg. Ne aflăm, ne spune textul nostru, în perioada judecătorilor și ne spune că a fost o foamete în țară. Iar un om, Elimelec, a plecat din Betleem împreună cu soția sa, Naomi, și cu fiii lor, Maclon și Chilion, și au mers în țara Moabului. Elimelec moare și după ce el moare, fiii lui se căsătoresc cu fete moabite, cu Orpa și cu Rut, locuiesc în țara Moabului aproape 10 ani și Maclon și Chilion au murit și ei amândoi, ne spune cuvântul. Naomi a rămas fără cei doi fii, fără bărbat, doar cu nororile ei, este văduvă și Naomi începe și se întoarce spre Betleem împreună cu nororile ei. În timp ce ele călătoresc, Naomi se oprește și sfătuiește nurorile să o părăsească și să se întoarcă în țara lor. Orpa se întoarce, Rut merge împreună cu soacra ei la Betleem. Naomi și Rut, la sfârșitul capitolului, ajung la Betleem și cuvântul lui Dumnezeu ne spune: astfel s-au întors din țara Moabului, Naomi și nora sa Rut, moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Asta este scena în care ne aflăm, da? Avem această migrare care se petrece, această familie care pleacă de la Betleem în țara Moabului și la un moment dat, după ce acolo se petrece această tragedie și tatăl și fiii mor, ele se întorc înapoi la Betleem. Haideți acum să parcurgem această scenă, aceste evenimente din textul nostru cu atenție și să vedem care este învățătura care o putem extrage din acest text și care o putem explica nou. Textul începe la versetul 1 spunându-ne că a fost o foame în țară. În Palestina, recolta era total dependentă de ploaia care cădea. În contrast, de exemplu, cu Egiptul, care avea la dispoziție Nilul și dacă era o perioadă de secetă și de lipsă de ploaie, se puteau folosi de apa abundentă din Nil ca să supraviețuiască, să facă sisteme de irigație. Egiptenii erau extrem de avansați pentru perioada în care se aflau și se foloseau de aceste metode tehnologice și de Nilul care le era la dispoziție. În schimb, în Palestina, poporul lui Dumnezeu era total dependent de ploaie. Dacă ploua și dacă ploua la timpul potrivit, era recoltă. Dacă nu ploua sau dacă nu ploua la timpul potrivit, nu era recoltă. Și lucrul acesta era înțeles de poporul lui Dumnezeu ca și nefiind întâmplător, ci că inclusiv
Acest aspect era un fel prin care Dumnezeu modela poporul său. Atunci când în Biblie, în relație cu poporul lui Dumnezeu, vedem secetă, vedem foamete, vedem lipsă de recoltă, știm că poporul lui Dumnezeu s-a depărtat de Dumnezeu, da? Este un tipar literar aici care trebuie înțeles. Știm că poporul lui Dumnezeu s-a depărtat și asta provoacă judecata lui Dumnezeu, care se regăsește inclusiv prin faptul că se produce foamete și secetă și lipsă în cadrul poporului. Iar atunci când vedem ploaie, recoltă, belșug, știm că poporul lui Dumnezeu este ascultător de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu îi binecuvântă, știm că sunt aproape de Dumnezeu. Și acest tipar literar ne ajută ca să înțelegem puțin despre ceea ce se petrece în cartea Rut. Pentru că începutul cărții ne spune, a fost o foamete în țară. Și dacă nu citim atent și dacă nu înțelegem tiparul acesta literar, este foarte ușor să sărim peste acest detaliu și să spunem, n-am mare lucru. A fost un an de recoltă mai prost. Autorul cărții ne dă un indiciu că există o problemă între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Între relația între Dumnezeu și poporul său. Răspunsul la întrebarea de ce a fost o foamete este că poporul lui Dumnezeu s-a depărtat de Dumnezeu. Și acest tipar, până la urmă, este valabil și în viețile noastre. Atunci când este ascultare, când stăm aproape de Dumnezeu, avem o viață spirituală abundentă, binecuvântată. Iar atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, când nu ascultăm, intervine foametea, intervin lipsurile. Și într-o oarecare măsură și în viața practică se aplică acest principiu. În sensul că Dumnezeu se folosește inclusiv de suferință fizică, de lipsuri materiale, ca să ne transmită un mesaj despre starea noastră. Asta nu înseamnă că ăsta este singurul principiu. Asta nu înseamnă că atunci când este ploaie, Dumnezeu este neapărat fericit față de noi și atunci când nu este ploaie, Dumnezeu este mânios față de noi. Atunci când contul bancar e plin, înseamnă că suntem sfinți, atunci când contul bancar este gol, înseamnă că am păcătuit. Nu asta înseamnă. Ci înseamnă că Dumnezeu se poate folosi inclusiv de aceste metode ca să ne transmită ceva despre starea noastră. Cum știm că nu înseamnă aceasta? Pentru că textul ne mai dă un indiciu. Și anume ne spune că în vremea judecătorilor a fost o mare foame. Dreptarul după care știm dacă Dumnezeu este mânios sau fericit cu noi, nu este ploaia sau belșugul sau suferința sau lipsa de suferință, ci este cuvântul lui Dumnezeu, care în acest cadru era dat față de popor prin niște judecători, care judecau poporul, care le spuneau atunci când sunt aproape de Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu sau departe de Dumnezeu și în răzvrătire față de Dumnezeu. Atunci când noi trecem prin suferință, nu înseamnă în mod necesar că Dumnezeu este mânios cu noi, că este supărat cu noi. Dacă vrem să știm dacă Dumnezeu este supărat cu noi, privim la cuvântul lui Dumnezeu și vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trăim în neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este supărat cu tine. Chiar dacă îți merge bine, chiar dacă conturile sunt pline, chiar dacă afacerea merge, chiar dacă ești sănătos, chiar dacă familia e ok. Poate este așa de supărat cu tine, încât te-a lăsat în voia minții tale blestemate și ți-a dat tot ceea ce vrei, ca să nu-ți dai seama cât de blestemat ești. Și dacă lucrurile merg prost, dacă ploaia nu vine, dacă recolta nu este existentă, dacă nu ai de mâncare, dacă ai fost concediat, dacă ai o boală, nu înseamnă în mod necesar că Dumnezeu este mânios cu tine. Poate ție ți s-a dat harul, cum zice Apostolul Pavel, să și suferi pentru Hristos. Poate Dumnezeu vrea prin suferința ta să arate slava Lui așa cum a arătat-o prin suferința lui Iov. Poate Dumnezeu vrea să se mândrească cu credința și cu puterea care au pus-o în tine, care va lăuda pe Dumnezeu chiar atunci când trece prin încercare. Dreptarul după care ne măsurăm este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și este în felul acesta în care putem ca să interpretăm
metodele care Dumnezeu le folosește să ne semnaleze și să ne informeze despre voia Lui. Nu ne uităm doar la ploaie sau la belșug sau la suferință și tragem concluzii. Asta e misticism. Asta e ocultism. Astea sunt religii păgâne. Noi ne uităm la cuvântul revelat al lui Dumnezeu și ne măsurăm și ne îndreptăm după cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Vedem această foamete. Este indicativ pentru noi, ca și cei care citesc, că această foamete este un indiciu a faptului că există o problemă, o depărtare între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și vedem că, ca și reacție la această problemă spirituală, la această foamete, ni se prezintă în a doua parte a versetului 1 pe acest om, Elimelec, care pleacă din Betleem. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai săi să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Îl întâlnim aici pe Elimelec, pe fundalul acestei foamete, iar Elimelec ce face? Caută cauza foametei? Se întreabă oare de ce este mânios Dumnezeu? Caută în cuvântul lui Dumnezeu să vadă dacă viața lui este în ordine, dacă viața poporului este în ordine? Strigă către Dumnezeu și cere mila lui Dumnezeu? Nu. Elimelec pleacă din Betleem. Știți ce este ironic? Betleem înseamnă casa pâinii. Și Elimelec pleacă din casa pâinii lui Dumnezeu și îmi place felul în care autorul pune problema, cred că este indicativ la felul în care gândea Elimelec, pentru o vreme. Plec din casa pâinii a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu mai îmi dă pâine aici, pentru că Dumnezeu a hotărât ca să mă încerce pentru o perioadă, pentru că Dumnezeu este evident mânios față de mine, față de poporul său. Plec din casa pâinii a lui Dumnezeu, plec în lume. Plec la țara Moabului. Pentru o vreme. Pentru o vreme. Doamne, plec din biserică. Pentru o vreme. Trec prin niște dificultăți acum, Doamne, trebuie să înțelegi. Uite, am niște probleme în familie, am niște nevoi. E doar pentru o vreme, Doamne. O lună, două, trei, un an. Promit că o să mă întorc. Cum poți face asemenea promisiuni? Știi tu, mai bine ca Elimelec, că nu vei muri în acea călătorie? Știi tu că ți se va fi dat ca să te întorci înapoi în casa lui Dumnezeu? Câtă aroganță înaintea lui Dumnezeu să credem că noi putem ca să-i spunem lui Dumnezeu unde mergem, cât stăm acolo și când o să ne întoarcem. Elimelec crede că el pleacă pentru o vreme să rezolve această problemă, care de fapt era o problemă spirituală. Faptul că el părăsește țara lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, în căutarea unei alte soluții nu este decât o dovadă că și el avea o problemă spirituală. Nu era o problemă a poporului și Elimelec și familia lui erau cumva separați. Ei n-aveau această problemă. Ci poporul lui Dumnezeu era depărtat de Dumnezeu, era în răzvrătire față de Dumnezeu și Elimelec dovedește că și el este la fel. Pentru că în loc ca să stea aproape de Dumnezeu, în loc ca să stea în casa lui Dumnezeu, el caută să plece pentru o vreme, crede el, departe de Dumnezeu, în țara Moabului, care reprezintă antiteza poporului lui Dumnezeu. El pleacă de sub protecția lui Dumnezeu, de sub autoritatea lui Dumnezeu și caută soluții pragmatice la o problemă spirituală. Nu așa că vă regăsiți fiecare dintre dumneavoastră în Elimelec, eu mă regăsesc. Când intervine adversitate în viața personală, în viața de biserică, în viața de familie, când viața nu este așa de roz cum ți-ai dori ca să fie, ce faci? Unde alergi? Ce soluții cauți în primul rând? Practice? Pragmatice? Lumești? Sau spirituale? Când în biserică lucrurile nu merg așa cum știi că ar trebui ca să meargă, unde alergi? Cei mai mulți dintre noi și în viața de zi cu zi,
și în viața spirituală căutăm soluții pragmatice, lumești. Mai ales în România, noi înțelegem problema aceasta a emigrării. Atunci când lucrurile nu merg bine, românul își face bagajele și pleacă. Că sigur undeva în țara Moabului merge mai bine. Sigur! Nici nu-și pune întrebarea dacă Dumnezeu mă vrea aici sau acolo. Sigur e mai bine pentru o vreme. Și mulți, mulți și-au părăsit și și-au nenorocit familiile pentru a le da o viață mai bună. Mă confrunt cu lucrul acesta chiar în familia mea. Mă uit la neamurile mele în România care sunt afectate de acest fenomen. Părinți care își văd copiii de 3-4 ori pe an să le dea o viață mai bună. Și de fiecare dată când își au rămas bun de la soție și de la copiilor, îmi imaginez că le spun, e doar pentru o vreme. De parcă el ar ști câtă vreme mai are pe acest pământ. Sau te întorci spre Dumnezeu și cauți cauza reală a foametei, a nesatisfacției. Foarte puțin, foarte puțin dintre români pleacă din țară, își părăsesc familiile, își părăsesc biserica pentru că nu au literalmente ceea ce să mănânce. Foarte puțin. Ci pentru că există o foamete lăuntrică, o nesatisfacție lăuntrică, o problemă spirituală care nu o știu gestiona. Nu știu ca să alergi înaintea lui Dumnezeu și zic că de ce nu sunt satisfăcut? A, știu care e problema. Dacă aș câștiga un pic mai mult, dacă mi-aș putea schimba mașina, dacă aș putea ca să-i cumpăr la soție nu știu ceea ce își dorește sau ceea ce mi-am imaginat eu că își dorește. Apropo, soțiile noastre de obicei își doresc mult mai puțin decât ne imaginăm noi bărbații că își doresc. Faptul că ele spun, nu știu, pe Pinterest, pe Facebook, aia nu înseamnă că ele-s lucruri care ele nu pot să trăiască fără el. Că noi luăm lucrurile acelea, sau faptul că ele zic, mergi la mall sau te duci în oraș și să-ți spune soția, wow, ce rochie frumoasă. Sau că se uită la o mașină care trece și spune, uite ce mașină frumoasă și-a luat vecinul. Și de acolo noi luăm lucrul acesta și îl împrumutăm din ceea ce, i-au zis poate așa, uite ce mașină frumoasă, mare lucru. Știu eu, bărbatul, cum o să fac pe nevastă mea fericită. Am să-i cumpăr toate hainele de pe planeta asta. Și cele mai frumoase mașini. Chiar dacă trebuie să mă duc 5 ani de zile departe de soția mea, ca să fac asta pentru ea. Când colo soția acasă spune tot ceea ce îmi doresc. E să am familia împreună. Și bărbatul e în Spania, în Italia, muncește. Sau în Zalău. Și își vede nevasta jumătate de oră pe zi. Că el își va face familia fericită. Nesatisfacțiile noastre, dorințele noastre neîmplinite, foametea din noi, foarte rar, pentru cei dintre noi, poate niciodată, nu are de-a face cu nevoile noastre fizice. Că nu avem ce mânca, să nu avem apă să bem, să nu avem unde să ne culcăm cap. Întotdeauna, de fapt, au la rădăcină o problemă spirituală. Și noi încercăm să rezolvăm în mod pragmatic aceste probleme, în loc ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Zicem, Doamne, simt că folosește aceste încercări, aceste lipsuri în viața mea, să luminez o problemă spirituală. Condu-mă prin cuvântul Tău să văd unde e problema. Ajută-mă să înțeleg din cuvântul Tău care sunt lipsurile mele reale. Și ca și Elimelec, ca și Elimelec, încercăm să rezolvăm problema în mod practic. Vedem că el n-a sfârșit bine. Versetul 3 ne spune Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Nu avem niciun indiciu că Elimelec și-a rezolvat problema, că el s-ar fi pocăit în mod radical înainte ca să moară de această problemă din viața lui.
Vedem pur și simplu, textul este foarte succint, că el își ia familia, se mută în țara Moabului, părăsește Betleemul pentru o vreme și Dumnezeu, evident, răspunde prin faptul că îi ia viața. Ce este de înțeles? Când greșim față de Dumnezeu, suntem pierduți, nu? Asta este. Ai călcat greșit? Finish. A terminat cu tine. În niciun caz. Dar este de înțeles că atunci când nu umblăm după cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, există consecințe chiar dacă facem parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Rețineți, în 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint și le spune că mulți dintre ei suferă din cauza neascultării lor. Le spune că sunt mulți între ei care sunt bolnavi pentru că nu se raportează corect față de biserică, față de cina Domnului, față de frații lor. Și spune Apostolul Pavel că există printre ei care au fost omorâți de Dumnezeu ca și consecință a atitudinii nepotrivite față de casa Domnului, față de relația lor cu Dumnezeu. Știți ceea ce nu le spune Apostolul Pavel în acel caz? Nu le spune, știți? Nu mai are rost. Nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Voi care suferiți în boală acum ca și corectare din partea lui Dumnezeu, știți ce trebuie să înțelegeți prin asta? Dacă Dumnezeu ți-a dat cancer, înseamnă că te-a lepădat. Dacă Dumnezeu te-a luat acasă la 30 de ani, te-a omorât la 30 de ani, înseamnă că sigur s-a dus în iad omul acela. Apostolul Pavel și despre cel mai grav caz de păcat din Corint spune că trupul lui să fie dat Satanei ca sufletul să fie mântuit în ziua judecății. Dar există consecințe. Pentru deciziile noastre împotriva cuvântului Dumnezeu, există consecințe, vom suferi consecințele. Chiar dacă Dumnezeu nu se va lepăda de noi. Chiar dacă Dumnezeu ne va păstra pentru El cu costul vieții noastre dacă este nevoie. Niciun om răscumpărat nu spune, a, atunci trăiesc cum vreau, fac ce vreau. Cel mai rău caz mă omoară Dumnezeu și am terminat. Niciun om normal la cap nu spune așa ceva. Elimelec a murit din pricina consecințelor păcatului său. Dar asta nu înseamnă că a murit în păcatul său. Există pentru noi, mai ales pentru noi bărbații, o lecție cruntă în istoria lui Elimelec. Deciziile noastre proaste, adică neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, chiar ca și bărbați credincioși, ne pot nenoroci viața și familia. Pot atrage ca și consecință asupra vieții noastre, asupra familiei noastre, nenorocire. În măsura în care aceste decizii care le luăm ne depărtează de Dumnezeu, consecințele negative sunt din ce în ce mai grave. Sau ele pot atrage binecuvântare asupra vieții noastre și asupra familiei noastre în măsura în care ne apropie aceste decizii de Dumnezeu. Considerați consecințele suferite de familia lui Elimelec și de Elimelec. Elimelec moare, Naomi rămâne văduvă, copiilor se căsătoresc cu moabite, adică cu fete din lume, faptul că Dumnezeu după aia transformă acest eveniment într-o mare binecuvântare și vom vedea felul în care Dumnezeu lucrează prin Rut Moabita ca să schimbe istoria lumii. Este meritul și harul lui Dumnezeu. Nu scuză pe Elimelec și pe fiii lui că au încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Ajung falimentari, făliți, financiar vorbind. Vom citi mai încolo că atunci când, a citit deja fratele Sorin, atunci când ele ajung înapoi la Betleem, nu mai au nimic. Sunt niște cerșetoare. Și Naomi spune, când am plecat, am plecat în belșug. E așa considerat. Mergem în țara Moabului,
Oricum avem aici avere, avem pământuri, avem investiții imobiliare. Mergem acolo pentru că acolo este belșug, este hrană. Facem un pic de business acolo. Și când ne întoarcem, totul va fi aici. Vile, ogoarele, tot va fi aici. Ce s-a întâmplat? S-au dus în Moab, Elimelec a murit, n-au avut nicio sursă de finanțare, au început să trăiască din banii care au avut, s-au terminat banii, au început ca să vândă ogoarele și averea care au avut-o, până acolo încât nu mai au avut nimic. Și am dat, vedem că singura soluție este ca să fie cineva care să-i răscumpere, să le răscumpere averea, să le plătească datoria. Au ajuns în eșec financiar total. Fiii lui Elimelec mor precum tatăl lor. Consecințele sunt drastice. Și lecția este că înainte de a face pe vitejii și de a rezolva noi problema, ar trebui ca să ne punem o întrebare. Prin ceea ce fac? Prin decizia ca și bărbat credincios în casa mea, în familia mea, mă apropii eu și familia mea de Dumnezeu sau mă depărtez eu și familia mea de Dumnezeu? Consecințele sunt devastatoare. Și singurul test valid când iei o decizie ca și bărbat credincios este acesta. Dacă este după cuvântul lui Dumnezeu și dacă decizia luată de tine te va apropia sau depărta de Dumnezeu. Nu există alt test. Nu venitul lunar, nu confortul familiei, nimic. Dacă crezi ceea ce spune Dumnezeu. Dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu. Nu există listă de pro și contra. Pro. Iau decizia asta, vom câștiga mai mulți bani, vom avea o casă mai mare, copiii vor merge la o școală mai bună, le voi crea un viitor. Apropo, arogant, cât aroganță. Eu voi crea un viitor pentru copiii mei. Dar cine ești tu? Tu nu știi dacă mâine există pentru copilul tău. Da? Și pe aici, pro. Contra. Contra, așa. Nu mai am părtășie cu frații din biserică. Va trebui să muncesc așa de mult încât nu mai îmi văd familia și nu mai pot să stau în cuvânt și în rugăciune pentru o vreme. Șterge tot de aici, nu mai contează. Decizia este greșită. Dar frate păstor, uite câte motive bune! Dacă ești un bărbat credincios, nici măcar nu se discută. Orice decizie care contravine cuvântul lui Dumnezeu sau care te depărtează în relația ta față de Dumnezeu, este interzisă. Dacă nu vrei ca să sfârșești ca și Elimelec. Și dacă nu vrei să atragi consecințele care el le-a atras asupra familiei lui. Așa cum ziceam, și copiii lui, până la urmă, au suferit aceleași consecințe. La versetul 3, la versetul 5, vedem că fiii lui au murit și ei amândoi, spune cuvântul. Fiii lui Elimelec, după exemplu tatălui lor, trăiesc și ei în neascultare și se căsătoresc cu fete moabite. Întrebarea poate fi pusă, de ce nu s-au căsătorit înainte, imediat după ce au ajuns în țara Moabului? Evident că Elimelec poate nu i-a lăsat. Da? Zis, bă, uite, noi suntem aici pentru o vreme, dar nu, noi nu avem treabă cu... Am venit aici pentru oportunitățile financiare. Noi nu vrem ca să fim influențați de cultura lor, de gândirea lor, de școlile lor, de fetele lor. Noi suntem de... copiii mei, doar pentru o vreme suntem aici. Tata a murit și copiii a luat exemplu tatălui. Păi, tatăl a judecat și a zis, măi, Betleem cu Domnul, în casa Domnului, în poporul Domnului, dacă mai puțină mâncare, mai puțin confort, și-a ales ceea ce-i firesc. Și copiii au făcut la fel. Au zis, măi, suntem în țara Moabului, asta e. Singuri, așteptăm să ne dea Domnul, femei credincioase, s-ar putea să dureze un an, două, trei, patru, cinci, zece, sau sunt niște fete frumoase aici, de ce să n-avem și noi? Neveste, companie, dragoste, familie. Dacă tata a încălcat
porunca lui Dumnezeu, asta este. Și pe exemplu, tatăl lor a luat aceeași decizie greșită. Moartea lor pare să fie indicativă din nou de o judecată pentru această neascultare. Și cercul vicios de neascultare oribil continuă. Cercul vicios care este prezent în multe dintre familiile noastre. Părinții au greșit, copiii au exemplu părinților și așa și așa generație după generație. Dar acest cerc vicios nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Mulți dintre noi ne aflăm undeva în acest cerc vicios. Părinții noștri, chiar credincioși fiind, au pășit greșit și au suferit consecințele și noi împreună cu ei am suferit consecințele. Dar nu este obligatoriu ca să greșim și noi, să persistăm în răzvrătirea lor. Moartea lui Elimelec și a fiilor lui nu este doar un instrument literar de a mișca narativul înainte. Este o avertizare pentru fiecare dintre noi ca să nu sfârșim la fel, să nu continuăm cercul vicios. Să nu luăm exemplu negativ a părinților noștri, care de altfel au fost părinți credincioși, dar au făcut multe greșele. Și se spune, păi dacă ei au făcut greșelile astea, dacă ei au trăit așa, dacă ei au luat decizii care i-au depărtat de Dumnezeu, dacă ei au făcut sacrificii, moartea lui Elimelec este un avertisment pentru noi. Moartea fiilor lui este un avertisment pentru noi. Nu faceți de asemenea. Sfârșiți cercul vicios. Realizați ceva. Acești fii al lui Elimelec, după moartea lui, au devenit bărbații familiei. În acel moment, ei aveau autoritatea ca să ia orice decizie în familie. Până în acel moment, ceea ce zicea tata, aia făceau. În cultura aceea, tata, patriarhul, era suveran. Elimelec a venit și a zis, nevastă, copii, bagajele, mergem la Moab. Credeți că n-au comentat? Credeți că n-au zis copii, dar tati, dar uite, prietenii, cunoștințele, tocmai am început ca să mă uit după fată. Credeți că soția lui ne-a zis, uite, aici trăim generații după generații. Eu-s bărbat în casa asta. Eu-s șef. Bagajele, plecăm! Măcar a avut bunul simț să-și ia toată familia, știi? Mulți n-au bunul simț să-și ia toată familia. Eu-s bărbat, plec! Cunosc cazuri în care bărbatul n-a mai fost acasă 10 ani, 15 ani. Dar încă spun la toată lumea că-s căsătoriți. El e bărbat. Și în acest moment ajung ei în această poziție, în această postură, în care ei acum sunt autoritatea în familie. Și puteau să iau o altă decizie. Putea să se uite la decizia tatălui lor și să zică, măi, tata a mers împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Tata a făcut ce a crezut el că e mai bine. Și uite cum a sfârșit. Acum noi suntem bărbați. Acum noi avem autoritate. Acum oricine ce-ar comenta, noi tăiem, noi spânzurăm, de acum înainte, după cuvântul lui Dumnezeu. A făcut asta? Nu. Au persistat în acest cerc vicios și au zis, dacă oricum am ajuns, scuzați-mi franceza, în rahatul acesta, hai să persistăm în rahatul acesta. Să-l facem un pic mai comod. Ne luăm niște neveste, ne construim o casă aici în țara Moabului. Țineți minte, deci, când zicem Moab, Moabita, da? E rău, împotrivitorul lui Dumnezeu, răzvrătit. Și ei vor să se facă comoz acolo. Tocmai au văzut pe tatăl lor, care a fost omorât pentru această decizie. În loc ca să se pocăiască, în loc ca să-și folosească autoritatea, să rupă acest cerc vicios, să împietresc și mai mult în răzvrătirea familiei lor. Des se întâmplă lucrul acesta și astăzi. Greșeala, prostia părinților devine religia copiilor. Măi, la noi în familie așa lui.
Așa îi. Tata a fost așa, mama a fost așa. Tata a fost baptist de formă, mama a fost baptist de formă, bunica a fost baptistă de formă. Ei n-au prea fost interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Lor nu le-a prea păsat de biserică. Ei au tot lipsit de la părtășie. Ei n-au studiat Scriptura. Asta e religia noastră, frate! Așa arată baptismul nostru. Eu sunt baptist din tată în fiu. Care e problema? Problema e că tatăl tău a fost greșit. Problema e că mama ta a păcătuit. Problema e că tu împrumuți toate lucrurile acestea care, dacă te uiți din istoria familiei tale, au atras blestem asupra familiei. Și ai format-o în religia ta. Așa e la noi, în familie. Eleanor Roosevelt a spus o vorbă înțeleaptă când a zis: învață din greșelile altora. Nu ai suficient timp în viață să le faci tu pe toate. Învață din greșelile părinților tăi. Părinți, spuneți copiilor voștri că greșiți. Avem o mare problemă ca și părinți. Încercăm să ne ridicăm așa pe un pedestal, să ne divinizăm. Cel mai sănătos lucru într-o relație tată-fiu, mamă-fică, e să-ți ceri iertare de la copilul tău atunci când greșești. Frate, dar eu nu greșesc față de copiii mei. Doamne ferește, eu? Eu să greșesc? Soț față de soție, da? Principiul care nici eu nu reușesc să-l aplic, dar vi-l spun pentru că e adevărat. Te-ai certat față de copii? Cereți iertare față de copii. Să vadă că tata știe greși și știe să-și recunoască greșeala. Să nu facă din asta religia lui. El crește mare. Bă, tata a strigat la mama, tata a clăpăcit-o pe mama. Asta înseamnă să fii baptist? Asta îi. Așa e la noi în familie. Ce să facem? Ai păcătuit în fața copiilor tăi? Pocăiește-te în fața copiilor tăi. Să înțeleagă că ei nu sunt obligați să adopte tot ceea ce tu faci. Să înțeleagă că tu ești failibil, că tu greșești, că tu ai nevoie de har, de iertare, de pocăință. Sau în relația păstor-biserică. Păstorul nu greșește niciodată. Nici. Păstorul nu. Biserica mai greșește, dar păstorul niciodată. Păstorul nu-și cere iertare niciodată. Și ce se întâmplă după o generație de un asemenea păstor? Prostia ta devine religia lor. Toate prostiile care tu le-ai făcut, care ai fost prea mândru ca să le admiți public și să-ți ceri iertare public, ei asumă că așa îi. Așa e la noi în biserică. Așa a fost. 30 de ani am învățat de la păstorul ăsta că așa îi la noi în biserică. Și vin oameni noi, într-o altă generație, și mă întreb: dar la voi de ce e așa? Că uite în Biblie ce spune. Frate, termină cu noutățile astea, cu ereziile astea noi. La noi în biserică așa îi de când îi lumea. Deci nu... Mie chiar mi-a zis oameni: păi frate, când a fost confruntat cu Scriptura și cu ceea ce învăța păstorul și ceea ce practica păstorul, foarte... M-ar minți fratele păstor? Nu! Sau poate, depinde, dacă e lup în... Dar greșește fratele păstor! Dar nu și-a cerut iertare pentru greșeala lui vreodată. Și tu ai luat tot de bun și ai magazinat în tine și acum tu trăiești după un model care crezi că e sfânt și drept și nu îi. Trebuie ca să înțelegem că nu suntem obligați să trăim după greșelile altora. Suntem obligați să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Și să corectăm și să eliminăm orice din viața noastră. Orice am preluat de la părinții noștri, orice am preluat de la păstorii noștri, de la bisericile noastre, care nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Este dificil, înțeleg, să pui sub semnul întrebării pe părinții tăi, biserica ta, religia ta, convingerile tale. Dar asta înseamnă a fi creștin. Asta înseamnă a avea o inimă mai aleasă. De a testa totul sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și de a elimina tot ceea ce nu este de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. După ce fiii mor, intră pe scenă Naomi, versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei.
din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. În sfârșit. În sfârșit, lucrurile încep ca să meargă înapoi înspre Betleem. În sfârșit, luăm pași înapoi înspre restaurare. Ați văzut până unde se ajunge înainte ca să ne întoarcem la Dumnezeu sau să fim întorși la Dumnezeu. Naomi nu mai are nimic. Nu mai are bărbat, nu mai are fii, nu mai are posibilitatea să mai aibă fii, este o femeie bătrână. Toată averea familiei ei este pierdută. Este într-o țară străină unde e disprețuită. Circumstanțele ei sunt cumplite. Și acum încep pașii înapoi spre Dumnezeu. Așa este. Nu putem vedea nevoia noastră pentru Dumnezeu dacă nu am ajuns să vedem disperarea stării noastre, falimentul total care suntem ca și ființe. De aceea este deosebit de important și m-am bucurat ascultând pe drum mesajele fratelui Andrei pe tema depravării totale. De aceea este așa de important să înțelegi starea în care te afli, păcătoșenia în care ești, consecințele grave ale păcatului, efectele ale acelor decizii care au fost contrare cuvântului Dumnezeu în viața ta. Până nu vezi cât de gravă e situația, cât de rău este, cât de mizerabil este ca să încalci cuvântul lui Dumnezeu pentru că așa consideri tu că este mai bine, nu vei face pași înapoi spre Betleem. Nu vei face pași înapoi spre restaurare. Spre creditul lui Naomi, ea este acum, pentru prima dată, într-o poziție în care să poată să ia o asemenea decizie. Până în acest moment, ceea ce a zis soțul ei, asta a fost, ceea ce au vrut să facă fiii ei, asta a fost. Acum, pentru prima dată, în toată istoria aceasta, Naomi poate să ia o decizie. Ea, singură. Nu mai impune nimeni. Și spre creditul ei, e decizia corectă. În colecție drastică pentru noi bărbați. Și anume, ar fi bine să nu fie necesar să murim noi ca să se poată pocăi nevestele noastre. Ar fi bine ca ceea ce stă în calea pocăinței familiei noastre să nu fim noi. Ca ei să vrea să facă pași înapoi înspre Betleem, ca ei să vrea să facă pași înapoi înspre restaurare, ca ei să vrea să facă pași înapoi spre o relație mai strânsă cu Dumnezeu, dar noi suntem bărbați. Și ce zicem noi? Aia să facem casa asta. Ar fi bine să ne învățăm lecția asta înainte să fie nevoie să fim eliminați din ecuație, ca familiile noastre să poată pocăi. Această decizie a lui Naomi le pune pe nororile ei într-o poziție dificilă. Vor merge cu ea sau nu vor merge cu ea? Vor rămâne în țara Moabului sau se vor duce împreună cu Naomi la Betleem din nou? Nu este doar o schimbare geografică. Nu este doar stau la Cluj sau la București. Moabul reprezintă antiteza lui Dumnezeu. Betleemul reprezintă casa lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu. Este o decizie la nivel de cel mai important, de religie, de credință, de viitor, de soartă, de eternitate. Moabul și Dumnezeii Moabului sau Betleem și Dumnezeul Betleemului. Orpa, vedem că până la urmă rămâne, merge înapoi la Moab și Rut merge cu soacra ei. Este acest moment care pune la încercare credința nurorilor lui Naomi. Cu siguranță, cel puțin verbal, și Orpa și Rut erau între ghilimele credincioase. Da? S-au căsătorit cu oameni, cu bărbați din poporul lui Dumnezeu, până la urmă s-au căsătorit la pocăiți. Probabil că cu 2 săptămâni înainte de nuntă s-a făcut un botez așa rapid, au fost consiliate de un păstor foarte inteligent, da? Și le-au botezat și a fost pocăite, credincioase. Verbal, ele ziceau, tu ce ești? Eu sunt baptistă, baptistă, cum să nu, după soț, sunt baptistă după soț.
Mai că mântuit după soț nu poți fi. Baptist după soț poți fi, mântuită nu poți fi. Cel puțin, verbal, ele sunt credincioase. Problema este că credința lor n-a fost vreodată verificată, n-a fost vreodată încercată. Și acum vine momentul încercărilor. Acum vedem ce fel de credință au. Decizia aceasta lui Naomi creează cadrul pentru această verificare, pentru această încercare. Vor merge cu Naomi sau se vor întoarce în țara Moabului? Nu orice credință este adevărată. Nu orice credință. Ideea asta că, știi, toți credem ceva, toți suntem credincioși, toți sunt credincioși. În România toți sunt credincioși. În România și ateii sunt credincioși. Da? Nu e așa. Toți baptiștii sunt credincioși. Ei din familie de pocăiți. Cum să nu? Mama lui credincioasă, tata lui credincios, bunicul lui a fost credincios. El, evident, e credincios, nu? Nu. Există credință falsă și există credință adevărată. Nu orice credință este adevărată, nu orice mărturisire este autentică. De aceea Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 1:7, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce prețios în viața ta! Ce prețios pentru sufletul tău să știi, credința mea este adevărată. A fost încercat. Dumnezeu m-a încercat și eu știu, pentru mine, în sufletul meu, în lăuntrul meu, în inima mea, am o credință adevărată. Nu este doar de pe buze, nu este doar din familie. Chiar cred, chiar sunt al Lui, chiar am fost răscumpărat de Hristos. Știi asta? Scriptura ne îndeamnă, faceți sigură alegerea voastră. Ce înseamnă asta? Fă fapte bune ca să fii sigur că Dumnezeu te-a ales, că te va alege? Nu. Caută ca să se dovedească că ai o credință autentică. Că ești un ales al lui Dumnezeu. Bucură-te atunci când încercările testează credința ta. Pentru că convingerea aceea, când ai trecut prin încercare, că ești al lui Dumnezeu, că este reală, că ești răscumpărat, este cu mult mai valoroasă decât orice ai pierdut prin acea încercare. Decât orice ai suferit prin acea încercare. Și acum vine momentul încercărilor. Înaintea lor stă Betleemul, stă casa Domnului, dar în același timp, pentru ele, două femei moabite, Betleemul reprezintă exil, respingere, primejdie. Omenește vorbind, Betleemul pentru Orpa și Rut nu le dă nicio șansă, niciun avantaj. Foarte similar cu experiența pocăinței. A te pocăi, mai ales în cadre, a te pocăi în America, de exemplu, nu prea înseamnă exil. Începe să însemne exil și în America. Da? A fi cu adevărat credincios în America, de exemplu, începe să însemne exil. Încep ca să fii pus în situații, mai ales ca și slujitor, ca să fii pus în situații în care va trebui să suferi pentru credința ta. Dar în România, de exemplu, atunci când mergi la pocăiți, nu este ceva confortabil. Mă, la pocăiți? Nu mai vreau dacă mergi la pocăiți, la bloc. Chiar la bloc? Ce e biserica la bloc? N-are o cruce, n-are un clopot, n-are... Dintr-o dată lumea se uită ciudat la tine. Știi? Mă, ești normal la cap? A merge la pocăiți, a te apropia de Dumnezeu, deseori are acest cost. Va trebui ca să suferi respingere, va trebui ca să fii marginalizat în societate, între colegi, la servici. Pentru ele nu era niciun avantaj ca să meargă la Betleem. Este foarte ușor ca să privim la scena aceasta, să spunem, Naomi merge la Betleem pentru că au zis că acolo este mâncare, acolo este hrană. Clar, pentru Orpa și Rut ar fi mai bine să meargă cu Naomi, nu? Pentru ele Moabul reprezintă potențialul, acolo este neamul lor, acolo au rude.
De aceea le spune Naomi, mergeți fiecare dintre voi în casa mamelor voastre să vă caute alt bărbat. Căsătoriți-vă, aveți prunci. Be happy. Da? Live the American dream, nu? Sau the Romanian dream. Că până la urmă, România e acum țara tuturor posibilităților. Nici nu poți face în America tot ceea ce poți face în România. Pentru ele, Moabul este șansa lor. Și ele sunt puse în această răscruce de drumuri și trebuie ca să aleagă. Și decizia lor va ilumina pentru noi și pentru ele dacă credința lor este adevărată sau falsă. Și este destul de simplu. Cu ce preț vor fi ele dispuse să se apropie de Dumnezeu? Cu ce preț vei fi tu dispus să te apropii de Dumnezeu? Asta va ilumina dacă crezi cu adevărat sau dacă crezi că crezi. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu cu adevărat și ești dispus să fii pus în exil, să suferi, să fii scuipat în față, să spună pocăitule, prostule, încuiatule la minte. Și spui, eu mă duc în casa Domnului, eu mă duc la Betleem, nu mă interesează. Sau dacă vei spune, măi, pot fi credincioși în Moab. Nu? Sunt credincioși peste tot. Pot fi așa, sub acoperire. Sub acoperire, pot fi, nu trebuie chiar să fie așa de radical. Să mă separ, să ies afară, să fiu pus deoparte. Ce contrast există între cele două, între Orpa și Rut. Între credința falsă a lui Orpa și între credința autentică a lui Rut. Există și similarități. Și credința falsă a lui Orpa, până la urmă, are anumite calități bune și aparent adevărate. De exemplu, ea cu gura profesa credința. Ea zicea, eu cred. Eu o să mă duc cu tine, Naomi. Chiar pornești la drum cu Naomi. Deci cu gura verbal era credincioasă. A avut și o credință emoțională. Simțea ceva. Versul 9 ne spune, ele au ridicat glasul și au plâns. Plângeau împreună cu Naomi. Ridicau mâna în biserică. Plângeau. E un fel de credință. Dar în cele din urmă, credința lui Orpa a fost o credință superficială și falsă. Versul 14 ne spune, Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat. S-a terminat cu lacrimile, s-a terminat cu sentimentele, s-a terminat cu promisiunile. A plecat. De ce? Pentru că pentru Orpa, satisfacția ei proprie era mai importantă decât slava lui Dumnezeu. Nevoile ei proprii, personale, împlinirile firești, erau mai importante decât a te apropia de Dumnezeu. Fiecare pas spre Betleem era un disconfort pentru ea. Însemna un risc pentru viața ei, pentru confortul ei. Și nu era un preț care ea era dispusă îl plătească. Credința ei era o credință falsă. În Matei 13 avem acea pildă asemănătorului. Domnul Iisus ne arată felul în care aceste diverse feluri de credință se manifestă. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semena el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locul stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100 și altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Și în versul 22, Domnul Iisus tălmăcește această pildă și tălmăcește acest fel de credință care îl întâlnim noi. Sămânța căzută, spune Domnul Iisus, între spini, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Este această credință care o are Orpa. Sămânța căzută între spini. Sămânța care pare ca să fie adevărată, care pare ca să fie luat rădăcină. Dar când vin grijurile,
când vin nevoile financiare, când vine prețul de plătit pentru pocăință, dispare și nu aduce niciun rod. Până la un punct pare promițătoare și pare reală această credință, dar când vine testul, când vine încercarea, ea nu produce niciun rod. Orpa nu este dispusă să facă sacrificiul. În contrast, vine credința autentică a lui Rut. Similară cu cea a lui Orpa, prin faptul că este și credința lui Rut o credință confesională. Nu există credință adevărată care să nu mărturisească pe Hristos. Nu există om cu adevărat credincios care să nu spună că este credincios și care să nu spună ceea ce crede. Știi, el e credincios doar așa în inima lui. Ce crezi, omule? Ce crezi? Ce crezi despre Domnul Iisus? Da? Spune-mi, care-i confesiunea ta? Care-i mărturia ta? Mărturisirea ta? Explică-mi ce crezi. Și Rut are o asemenea credință. Ea mărturisește că crede. Și Rut are o credință sentimentală. Avea o credință reală nu înseamnă că nu ai o credință sentimentală. Și Rut plânge. Și Rut o strânge în brațe pe Naomi. Și Rut este afectată de situație. Dar în contrast, credința lui Rut era și una sacrificială. Rut nu doar că promite că va merge cu Naomi, nu doar că o sărută și plânge cu ea, ci este dispusă să facă sacrificiul necesar. Chiar atunci când este pus în față toate consecințele deciziei ei. Naomi spune, Rut, uite ce se va întâmpla dacă vii cu mine. Nu vei fi în siguranță nicăieri. Țineți minte când s-a citit textul, Boaz merge la oamenii lui și spune, nu lăsați să meargă în alte ogoare, să stați aici și să aveți voi grijă de ea. Știți de ce? Pentru că risca ca să fie violată, bătută, maltratată, dacă mergea altundeva. Era o moabită, n-avea nicio valoare. Și Naomi spune, Rut, dacă vii, asta va fi viața ta. Asta va fi viața ta. Dacă vrei ca să vii la Betleem, dacă vrei ca să vii în casa Domnului, asta va fi costul. Și ea este dispusă să facă acest sacrificiu. Ea are o credință statornică, o credință care persistă până la capăt, nu doar până la jumătate de drum, nu doar la pornire este puternică și după aia se stinge, ci persistă până la capăt. Versetul 16, Rut i-a răspuns, nu stă de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Ce tablou frumos a ceea ce înseamnă mântuirea, a ceea ce înseamnă adopția în poporul lui Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, poporul lui este poporul tău. Da? Mântuirea este personală, dar este experimentată corporativ. Împreună avem același Dumnezeu. Împreună avem același Mântuitor. Împreună suntem copiii lui Dumnezeu. Nu există mântuiți insulari, singuri. Da? Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și în mintea ei, moartea este aproape sigură. Este o posibilitate foarte probabilă. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și eu voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Ce face? Interesant. E total opusul ceea ce se întâmplă Naomi și Rut sau ceea ce se întâmplă între Domnul Iisus, de exemplu, și ucenicii lui și ceea ce se întâmplă la noi în biserici. Naomi spune, Rut, du-te! Pleacă! Și numai când este convinsă de credința ei și de hotărârea ei, spune, ok, gata, hai, am terminat, m-am convins, poți veni cu mine. Cum e la noi? Crezi? Da, frate, cred. Ok, hai, gata. Îl protejăm acum. Să nu cumva ca să se dovedească că n-a crezut de fapt. Ce face Domnul Iisus? Domnul Iisus e părăsit la un dat de peste 5.000 de oameni care profesau credință. Și se întoarce la cei 12 și ce spune?
Hei, voi să nu cumva să plecați. Acum ăștia m-au părăsit, dar voi să nu cumva să plecați. Uite, vă rog, stați. Pentru voi am un alt mesaj, un pic mai domol, mai... Nu, ce zice? Voi nu plecați? Ce sănătos ar fi ca în bisericii noastre să încercăm să mai dăm afară. Spune, uite, ușa e larg deschisă. La intrare e strâmt. La ieșire, oricând. Oricând. Credeți că e mai bine în lume? Plecați! Credeți că e mai bine la Moab, e mai mult belșug? Plecați! Frate, dacă pleacă, nu pleacă! Nu pleacă dacă sunt cu adevărat credincioși. Nu pleacă dacă sunt cu adevărat al lui Hristos. Dar noi strângem așa pe toți în biserică, să nu cumva ca să părăsească unul biserica. Ba să părăsească. Să părăsească toți ceea ce nu fac parte din biserică. Să părăsească toți ceea ce nu sunt al lui Hristos. Pentru că știți cine nu va părăsi niciodată? Cei care au fost răscumpărați de Hristos. Cei care au o credință adevărată. A inocula pe om. A-l proteja de ceea ce înseamnă consecințele credinței. De a-l proteja de prețul care se cere pentru a crede în Iisus Hristos. Nu este o favoare. Ci îl protejezi de a se întâlni cu adevărat cu Hristos. De a realiza că El nu este, de fapt, al lui Hristos. Ați observat ceva important în această mărturisire a lui Rut? Credința lui Rut nu este motivată doar de dragostea ei față de Naomi. Sau nici măcar în mod principal de dragostea ei față de Naomi, ci este de dragostea ei față de Dumnezeu. Cum știm asta? Acum aici este un pic mai tehnic, îmi permiteți un lucru tehnic la sfârșit, da? Când Rut zice, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, ea folosește numele lui Dumnezeu Elohim, care este numele general al lui Dumnezeu, da? Este felul în care Biblia, Vechiul Testament, vorbește despre Dumnezeu, când vorbește despre Dumnezeu care a creat Universul. Este Dumnezeu în mod general, în mod nespecific. Este tot Dumnezeu, dar este general. Și este un termen folosit chiar atunci când nu este vorba neapărat de Dumnezeu. Când ea spune, facă-mi Domnul ce o vrea, ea folosește numele personal de legământ al lui Dumnezeu, Yahweh. Ea ce spune? Dumnezeul acesta, creator al Universului, Dumnezeul acesta general, Dumnezeul acesta care toată lumea îl vede pe bolta cerului, Dumnezeul acesta este Dumnezeul legământului meu. Este Dumnezeul meu, este creatorul meu, este răscumpărătorul meu, este Domnul meu. Și să-mi facă ce-a vrea El, cât timp sta Lui. Eu nu mă depărtez de El. Asta e declarația ei. În limba română sau în limba engleză este foarte ușor ca să nu observ lucrul acesta. Este o tranziție de la o relație generală care o avea cu Dumnezeu la realizarea că ea este a lui Dumnezeu. Că El este Dumnezeul ei. Și este această dragoste și această convingere care o împuternicește să meargă împreună spre Betleem, indiferent care ar fi costul. Și capitolul se termină în felul următor. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Astfel s-au întors din țara Moabului, da? Din țara răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, din țara întunericului, din țara antitezei lui Dumnezeu. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norusa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Cum începe capitolul? Capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Iar acum se schimbă și scena noastră s-a mutat înapoi la Betleem. Naomi și Rut sunt înapoi la Betleem și sfârșitul capitolului spune au ajuns la Betleem la începutul seceritului. Hrana este acolo. Binecuvântarea lui Dumnezeu este acolo. Scena este așezată pentru restaurarea lor. Pentru răscumpărarea lui Naomi, pentru răscumpărarea lui Rut. Și vom vedea prin ele și prin lucrarea care Dumnezeu a făcut-o prin ele pentru răscumpărarea noastră în ceea ce s-a întâmplat la Betleem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.